După o evoluție foarte bună la etapa din Cupa României desfășurată în urmă cu o săptămână, echipajele de bobstarturi și skeleton starturi de la CS Moscel Câmpulung au confirmat și la etapa de campionat național desfășurată sâmbătă și duminică pe pista de la Câmpulung. La skeleton, frații Pocioianu, Ioana și Mihai au pus stăpânire pe podium și au obținut în total 5 medalii, dintre care 3 de aur, Ioana la tineret și junioare, Mihai la juniori, spre satisfacția părinților care îi pregătesc. Cum se simte un tată cu doi copii pe locul întâi? Vă dați seama, extraordinar, Pocioianu, Ioana, fetița mea, a câștigat campionatul național de tineret și juniori. Băiatul a câștigat campionatul național de la categoria junior skeleton. Suntem bucuroși și impresionați. O captură și mai mare de medalii a avut CS Moscel la bobstarturi, 24 persoane, în total 7 medalii, dintre care 3 de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Cu numărul 3 de concurs în manșa 3-a, Clubul Sportiv Moscel, Furcia Fabian, Tenta Mihai, Mincă Dorin, Roman Răzvan, pistă liberă! Bun! Bun! Și... ultimul echipaj din campionatul național de starturi 2014, Câmpul Muscel, Bob 4 persoane, Clubul Sportiv Muscel. Roman Bogdan, Dobre Raul, Sălăjean Gabriel, Pintea Tudor, pistă liberă! Aurul i-a revenit echipajului de bob 2 persoane, Bogdan Roman, Gabriel Sălăjan la tineret, și echipajului de 4 persoane, Bogdan Roman, Gabriel Sălăjan, Paul Dobre, Tudor Pinta, atât la tineret cât și la seniori. Locul 1 și campion național bob 4 persoane 2014 Câmpulung, Clubul Sportiv Muscel, Roman Bogdan, Dobre la urs, Sălăjan, Gabriel Pinta, Tudor. Locul 1 și campion național Bob 4 persoane starturi Câmpul Muscel 2014, Clubul Sportiv Muscel, Roman Bogdan, Dobre Raul, Sălăjean Gabriel, Pintea Tudor. S-a încheiat, frumos. Clubul Sportiv Muscel a adunat o salbă de medalii impresionantă. Am avut 2 zile de concurs excelente pentru clubul nostru. Vremea a ținut cu noi. Am câștigat titlul de campioni naționali în proba de bob 2 persoane masculin la categoria tineret. Am câștigat campionatul național de bob 4 persoane categoria senior și tineret. Am câștigat campionatul național de juniori și tineret în la categoria skeleton feminin. Am câștigat la categoria juniori skeleton masculin. V-am spus, o salbă de medalii impresionantă. Sper să o ținem tot așa în continuare. Sunt copii tineri, copii care vor să facă performanță și așteptăm să vedem ce fac și în competițiile pe pistă cu gheață.